foarte sigură. Se registrează. Uite cu o gară, mă. Poate. Noi vinim care cu ea. Mai trebuie la altă? Doamnelor și domnilor consilieri, ședința ordinară a Consiliului Local Comunei Iubiești de Bacău, întâlnită astăzi, 10 iunie 2020, este legal constituită și își poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr de 14 consilieri, dintr-un total de 15. Întârzie domnul consilier, Ursu Gabriel. O să avem câteva minute. Conform înțelegerea anterioare, președintele de ședință se alege în ordine alfabetică. Această ședință ar urma să fie condusă de către domnul Ichim Soiu. Cine este pentru domnul condus? 3 voturi pentru. Nu votați? Nu votați, da? Vă dați instrucțiunea alături să nu votați, da? Ei, atunci noi putem părăsi sala, domnul secretar. Dar știți ce? Nu ne trebuie votă, este regulamentul. Trebuie să-l conduci. Domnul secretar, având în vedere că ce se întâmplă în ultima lună, în Consiliul Local Ives, deci este o circotecă. Nu găsesc cuvinte, dar instituțiile statului vin și aduc cu argumente că acele hotărâri care s-au auto-ales este a treia ședință când avem pe ordinea de zi alegerea viceprimarului. Este o bătaie de joc atât față de instituțiile statului, atât față de Consiliul Local, cât și de cetățenii Comunei Livez. Acum este rândul meu să conduc această ședință. Am observat că nici măcar nu ne acordă dreptul să conduc o ședință de Consiliu Local. Vă spune de ce, domnul secretar. Pentru că el nu o să accepte să facă ilegalități. Acești oameni, cu știință, cred, încalcă legea repetat. Este că tot timpul. Încalcă legea repetat. Și regulat, domnul secretar. Domnul secretar. Domnul secretar. Domnul secretar. Dar nu stăm din faptul unul de cine viața aici al nou. Hai, domnul secretar. Domnul a propus? Cine? Domnul secretar. Domnul a propus gata, ce mi-e ședința? Domnul secretar. Domnul. Nu stai la fără de mine. De data de 30, apar, această conducere de Comunei Livez este ilegală, datorită faptului că toate votările Consiliul Local au fost administrative, documentele de hotărâri de Consiliul Local aplicate de prefectură, este suspendată de drept, așa se cheamă. Iar acești oameni conduc primăria, acești oameni conduc primăria, din momentul de față, m-a ridicat și am plecat, deci mă retrag. Nu vă recunosc, sunteți ilegal, funcționați ilegal. Pentru Sorogiu Daniel. Domnul secretar, domnul secretar, se încalcă și regulamentul în mod repetat. Este un dictator feroce de Arnu Surugiu. Vrem și eu? Vă spuneți oameni, da, trebuie că mai rușim tot un pat. Un dictator feroce de Arnu Surugiu. Hai, băi, să pătă. Azi vrea să pătă statul. Hai, ești în tot. Jurezea. Să pătă oamenilor. Am cald cu voi să pătă. Domnul președinte ședință, doamne, dacă trebuie să ne va curățea ce voturi pentru, a fost votat președinte ședință. Deci, vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Și vreau să vă spun. Nu mă recunoaște prefectura, nu vă recunosc nici eu. Da. În legătură cu procesul verbal de la... Consiliul al Mușinii. Prefectura, să sunteți un grup infracțional. Hai, domnule, ieși afară. Vreau să pleacă. Dacă vrei să pleci, pleacă, nu te acasă. Așa. Să nu fugi. Da. Dar vreau să vă spun dacă are cineva de adăugat la această verbal de la ședința anterioară, dacă aveți cineva de adăugat. Dacă nu... Da, cine este pentru? Poți. Domnul Hărbuneanu Adrian a fost absent motivat la ședința anterioară. Cu 10 voturi pentru. Ședința a fost
Deci, înainte de a da citirii ordinii de zi, vreau să explic ce am reușit să facem toți împreună, nu numai eu sau cineva. Deci am reușit să punem acele proiecte în derulare, care le-ați votat, cu podurile, alimentarea cu apă, cu suplimentare, cu altă aducțiune cu apă. Deci s-a început lucrări la Orșa, Bălăneasa, urmează și în Valerea, în funcție cum face constructorul. S-a început și lucrarea la noua captare de apă la fostul CAP-ul, s-a identificat o sursă de apă, se lucrează la ea și urmează să introducă în rețea. Dar vreau să mai fac un apel către cetățeni, să nu se mai consume apa pentru dat sau pentru altceva, să lasă, să aibă toată lumea să se spiele, să... Și suntem în vremurile astea chiar așa de secetă, nu este apă, nu este apă, nu avem nimic să mănânc. Noi nu avem un bazin, precum are Unești, Valea Uzului, ca să putem, avem din abundență. O tragem din niște puțuri, nu dovedește. Deci se dovedește că când plouă, există apă, iar când plouă un pic, nu mai e loc. Și este doar numai seara, dimineața... Sau noaptea. Da, noaptea și imediat se și ia, se face dovada cu faptul că atunci și toți își conserva, deci o pun în fiecare bazin și ud în grădină. Deci asta vreau să fac un apel pentru populație, fiind secită, să ne lasă apa ca să avem tot, să ne putem spăla, să o folosim așa mai confortabil. Da, vă mulțumesc. V-aș întreba, domnul președinte, în ce stadiu s-a aflat podul de la Orșa? Deci podul de la Orșa s-a aflat pe stadiu, cam nu finalizat, așteptăm să ne vină toate podețele, deci grințele, s-a dat comandă, urmează să vină ce 10 zile, 15 zile să vină, atunci s-a atașează, se începe reconstruirea podului, după aia se urmează, se face toate demersurile, deoarece nu are cum să treacă populația, s-a lăsat în trecere până la finalizare, se poate trece, după care se va duce o distanță de digul, 10 metri într-o parte, ceva, se va aduci, se va uni cimentarea. Rău și... Deci el e cam finalizat, cum ar fi la Orșa, cam finalizat, doar să aștepte grinzele. Ca să poată pune grinzele, să poată pune... Deci o dezată de iată. Cam... Așteptăm. Da, peste 5 dată e cam finalizat. Deci așteptăm, deci doar timpul urmează să ne aducă constructorul. Altceva? Ce mă gândești? Am văzut că atunci am fost cerul civil. Da, am renunțat la cerul civil, am renunțat la pavelele inutile, care vineau în spate, am renunțat la ele, am pus în fața cea dispensată, fiindcă și dispensa nu este acolo, am făcut și rampa pentru handicap, am mutat acele pavele în fața primului și același cost, de 5 milioane care a făcut domnul la primar, o să meargă la atâta timp cât o să avem calitățile și unde o să ajungă. Faceți măcar până la școală, să nu ne știu doar pe lume. Deci noi trebuie să facem acum, respectăm proiectul cu ce cantități au avut ei, după care vom iniția un alt proiect și o să mergem să suplimentăm în supere. Să nu la școală. Da. Asta și încercăm de deocamdată, ne fac constructorul, fiindcă au fost plătiți și toate sumele. Numai să întâlnă mâna constructorului, i-am făcut o renunțare de șantier, o renunțare cu partea pe care să pun în spate, nu și avea rostul în spate și ne-am dat în față. Cred că e mai bine, acum a dat cum era în spate. Încercăm cu delegii de șantier să ne facă toate valorile, cantitățile, să ieșim pe aceleași sume care au fost aprobate și aprobate, care au fost făcute către postul Chimțoin. El a decis cum a făcut, nu am știut nimic, doar pune bani. Dar la casa de apă, care o face de la CAP, mai băgați oameni de pod pentru suplimentare da, sau... Da, da, nu, nu, băgăm oameni de suplimentare care va fi introdusă înainte de podul de la Prăjoaia. Nu mai duce sus în casa nu, va fi pentru satele Prăjoaia, Prăiana și Scărică. Da. Deci suplimentarea va pompa direct în rețea și va duce în partea aia. Și ajunge și la Livezul? La Livezul să vin din partea asta și trebuie să mai decolmatăm și la luăm acolo jos, unde este o nouă captare cu apă, nu prea mai face față, nu mai apă, trebuie să putem să o... S-a lăsat izvoare. S-a lăsat izvoare, nu mai apă. Nu mai... Dacă știi că ținerea nu înțelege, poate nu avea măcar de spălat să înțelege, nu s-o mai... Apă.
Să strângem... Deci totul meu știi, Vasilii, ce 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 da, se mai lucrează. Am avut o discuție cu un constructor care în Carabalastru de aici duceată de Berzunț și conform hotărârii Consiliului Local trebuia să gătească 5 lei pe tonă. Am ajuns la o înțelegere cu ei și ne duce Balastru la Prăjoaia. Cred că ar fi moara. Deci ulițele două, ulițele două rebalastrează din tasă, o rebalastrează, deci fără niciun fel de costuri. Costurile, pur și am făcut o înțelegere, ei îi lăsăm să treacă, folosesc cu drumurile noastre, iar noi, pe noi ne ajută să facem acele două uliți în partea asta, Balastrânsă. Era într-o stare foarte degradată, murit, eu știu. Deci fără niciun banc, până aduce fără nimic. Mă înțelegem dintre noi și constructorul. Dar șanțul la temele de la domnul este care s-au deci temele de domnul, cum a făcut Sorin Chim, nu știu cum a făcut, le-am închis pe toate. Deci să vă mai spun ce înseamnă și PNDL 2. Deci PNDL 2 este licitat încă de anul trecut trebuia să se înceapă lucrurile. Dar a făcut o prostie mare, fiindcă este incompetent, a scos la licitație fără expertiză. A scos doar la proiectul în sine cu o valoare. Iar s-a câștigat proiectul de către un constructor, iar nu poate să începe lucrurile fiindcă nu are expertiză. Expertiza cu proiectul nu mai cad pe sume. Și s-a dat să pierde finanțare din cauza incompetenței lui Sorin Chim. Și s-a dat finanțare? Nu, încă nu. Încă nu. Încă nu. Dar nu se înțelege proiectantul cu executantul expertiva. Nu se înțelege la sume, nu mai cade pe cele sume. Fiindcă anul trecut a fost, nu știu, cum a fost, nu mai cade și nu se poate începe lucrurile, fiindcă constructorul a licitat pentru o sumă. Rămasul domnului ăla știi că cum... Din cauza incompetenței. Și vreau să merg că am reușit să... Să pornim să construirea unui grădinițe, care era blocată și ea. Am reușit din intervenții ca să putem să-i dăm drum și la... S-a văzut că s-a început în față de la nivelul școală, în vezi de la urmă gimnazială, s-a început construirea grădiniței. Deja sunt săpături și s-a început lucrarea. Termina avea de finalizare 6 luni. Ne-a spus construcut, dar nu... Hai să zici. Doar două mulțumim de domnul. Da. Regret faptul că colegii noștri de partid de Consiliul Local de la PNL au părăsit sala, pentru că trece, cum am zis, trecem într-o perioadă destul de dificilă și mai mult ca oricând ar trebui să ne mobilizăm și să încercăm să punem în practică, măcar proiectele care ne permit să le putem face cu banii care avem la dispoziție. Este înțeles faptul că proiectul mare de aventură nu avem deocamdată la Comuna Neves, pentru că foștii cei care ne-au condus până acum n-au avut grijă să pregătească proiecte de finanțare care noi să putem să derulăm lucrări de importanță majoră, cum ar fi prosperitatea de mare, cum sau alte lucruri care trebuie să făcute. De aici, după cum se observă, ne dăm seama cât interes este din partea domnilor foști consilieri local, colegi de partid, care găsesc de cuvință atunci când greutățile apasă pe unei comunii diverse să părăsească țara de ședință. Îmi pare rău pentru că oamenii și-au pus încredere în ei și uite unde le aflăm acum. Privind pe propriul interes. Oamenii să înțeleagă că noi suntem Consiliul Local și că după banii care încă mai sunt disponibili în conturile primăriei, se putea să facem atât cât se poate face. După cum știm, la ședința ultimă la care am participat, s-a pus în discuție podul de la Orșa, de la fața mea, pentru că s-a înlăsat de acolo și, după cum se vede, domnii care conducați primăria au început lucrările, au făcut demersul cu privire la podul din fundul Bărăneții, acolo unde s-a turnat de jos, s-a turnat de jos, de fapt, da? Urmează de anul Bărăneași. Da. Aș propune, domnilor de la primar, de primar, să încercați să veniți în timpul cel mai scurt cu un proiect de hotărâre sau cu un alt proiect, sau să reveniți cu proiectul dinainte, privind la centru civic. Să încercăm să-i dăm drumul la lucrare, nu știu dacă aveți proiect la acum, dar e bine să luați în capul, pentru că comuna de vieță cel puțin la cel mai foarte mult. Da. Și doar de cât ați început, pare că altfel arată, cel puțin pentru început la nivel. Și trebuie neapărat făcut, noi suntem o comună de centru, vizitată de
multă lume de jurul pe jurul comunei vest și chiar trebuie să dăm un exemplu dacă se poate. Pe care pe această cale, domnule primar, vreau să vă fericit într-un fel, pentru că se vede că există o bunăvoință și că... Bunăvoință! Nu asta! Tot fărțile e trebuie de comunitate, mă adevărat. Și să vă răspund cu centru civic, deoarece nu putem să ceva cu colegii să trecem în Consiliul, că urmează să-l facem, deoarece să vedem cât ne ajunge cantitățile care au fost alocate pentru... Să vedem cât o să se ducă, după care o să întâlnim noi, o să treacă în Consiliul local. Nu, nu are nicio importanță, adică papele se pot lua, că se pus prin nisip, pe pat nisip, nu influențează cu nimic, se pun înapoi, nu are nicio problemă, deci se poate lucra. Deci o să venim din nou un proiect pentru suplimentarea a tot centrul civic, nu doar la până la școală sau până la postă, să vinem cu un loc chiar și cu fața magazinului acela loc, dezastru centrul. Deci începem totul, dar întâi se termină, se termină constructul. Tot ce avea de făcut, suplimentarea și să facă o dovadă cu proiectant, cu îndrăgitări, șantier, tot ce a însemnat toate materialele, să cadă pe aceeași sumă. Să vedem cât o să se ducă, nu știu. Ei spun că m-au pavene, nu știu cât o să se ducă încolo, după care noi o să venim cu un alt proiect și o să continuăm. Tot trebuie bine Consiliul Local, tot aprobarea dumneavoastră. Dar cum s-a făcut acheța suma integrală, aproape integrală, fără să măcar 50% de lucrare să finalizeze 50%? Suma este achetată de către Sorin, nu știm cum, doar la toată la urmă, a luat 100 și ceva de milioane, 17.000 de lei vechi, ar fi, ar trebui să mai dăm. Și am făcut împreună cu Dricii de Șantier, am renunțat la cantitățile și le-am mutat în partea aia la altă. Plus și dispensarul nu era prins acolo nici la cal la poartă, se mergea pe poarta mică pentru prietori, se mergea prin glori, prin noroi. Am reușit să fac și rampa pentru handicap. Deci, nu, se poate dar să important că s-a deblocat situația. Important că suntem acum în consiliere majoritar și care am înțeles că trebuie să facem ceva pentru comunitate. E bine și măcar oricând e venit, am înțeles să facem. Iar cei trei consilieri recalcitranți și supărați pe viață, că au plecat la Bucane și făceau ce vreau ei, fără să... Au uitat măcar că sunt consilieri, nici măcar n-au candidat la funcție de primar sau așa ceva. Mai rău au făcut ca contract, au întâlnit și în alte partide și vor să dea afară alți oameni care au participat pe niște liste, care au muncit, care au fost votați de cetățeni. Deci este unul din partea acelor două. Care urmăresc numai interese. Știți foarte bine, domnul Lungu a obținut spațiu, care și-a desfășurat activitatea timp de 30 de ani la farmacie, cu chirieri modică, foarte mult. Mult l-ar dori, fără licitație, fără aprobarea Consiliului Local, tot domnul Sorin l-a prelungit. Asta e interesul lor. Da, interesul lor este pentru bani, atâta, interesează banii. Și din câte știm noi, dar la Sorin Chim și-a făcut pensiune acasă, dar din ce avea el înainte și ce are... S-a făcut pensiune? N-am văzut de vorba, scuzați, că am fost atent. Deci are pensiune acasă. Cine? Nu are pensiune? Domnul Chim. Da, să zic. Nu, are acasă la el, pe casa care avea domnul înainte de a intra în funcția asta și acum, dacă nu cred că mergeți tot să vedeți ce are. Ce modificări? Modificări, nu știu. Doamne, mă, poți... Eu am văzut la rămas. Domnule, dar de asta e tot aia așa de mare, domnul interdic așa de mare. Bă, aia așa de mare, de fapt, la anul ăsta astăzi, mă. Mă, de asta trebuie și voi acolo. De asta facem noi de asta. De asta facem noi de asta. Nu, ca să întreb, am întrebat că trage cu podestul Valerea, pe Jolarea, să respectiv pe ori așa. Pe Valerea, ce? Pe Valerea, să începe acum. Da, în funcție că... Acum o dată preconizată de... Acum, să trebuie toată. Să mai doar. Deci, cum e? Lucrează un cost firmă cu un cultur excavator care se excavează. Da. Termină într-o parte lume, se tornează, treacă în partea aia ce se face, până vine toate grinzele. Pe care nu mai exact acum, mă sau tot? Unu, unu, unu. Eu cam asus. Acolo la pe, pe acolo. Eu cam dat. La tot. Da. Eu cam dat. La tot. Da. Păi, acum. Da. Da. Acolo chiar ca... Nu, nu. Acum. 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 Da, spune. Să putem rezolva și cu acoperișul de la școala la Bucane. Da, știi cum mi-ați propus educa? Nu puteți să vă mulțumesc ca știu, da, am vorbit cu directorul școlii, iar am dat până la începerea noului an școlar să fie modernizat.
exact. Trebuie neapărat. Neapărat, da. Da. Ce vreau să vă mai spun? Acești doi, de fapt, trei care au plecat de recalcitranții, au pierdut procese. Avem aici câteva fapturi. Explicați-ne mai bine, domnul primar, domnul primar, să... Deci, acești oameni care invocă legea, care spun că noi nu o respectăm, avem de pe portalul instanței, care eu știu că în România se respectă instanța, nu altceva, prin care au pierdut două procese. Cu hotărârea numărul 7, în care au fost demis, și cu hotărârea numărul 11, care a fost aprobată. Deci ei au pierdut procesele. Ei meargă, merge doar prin ministra prefecturii, atât. Când prefectura vreau de multă, noi avem portalul de instanță, ne respectăm, noi respectăm justiție. Dacă domnul nu vrea să vină apoi de nea, dar avem două procese în care ei l-au pierdut deja. Următoarele urmează să se dea termen, fiindcă la cele procese nu s-au dat termen. Astea s-au dat termene imediat, nu știu cum așa, dar s-au dat termene, dar l-au pierdut. Deci așa se mai nu se mai reprească, l-au pierdut. Oricine se poate uita pe portalul instanței în Conte Civan, cum s-a fi Bacu, și o să vedeți dosarul. Vă spun și numărul dosarului, dar să vă duc cineva. Deci este un număr de dosar, 9-3 ori, pentru respingere de ce a pierdut, cu drept de recurs, ea a zis că are drept de recurs, ai domnule, drept de recurs, dar s-a dat într-o instanță cam nu se mai vine. Și 1045 care l-a suspendat. Deci se poate găsi pe portal la stanță, se poate verifica, nimeni nu încalcă legea și nimeni nu rămâne mai tare ca ei. Pe zi, dacă rămâne sau... Asta nu s-a întâmplat și dreptate dacă... Au și dreptate. Fac ca și părăsesc sala în respect față de cetățeni care i-au ales. Aici noi nu votăm cu ei. Și să se supune majorității. Și asta e regula democrației. Atâta este cultura lor, atâta e nici. Da. Deci la loc de la urmă. Dar dacă au plecat în sală, îi mai plătești? Da, întrebare bună. Da, nu, 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 da, avem trei proiecte pe ordine de zi. Proiect numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea în regim de urgență a cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate de Marea Vadis, aferent la anul 2020. Inițiat de primar și avem din partea Comisiei Specializate. Și se mai sunt două proiecte anulate. Este 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune și lucrări de interes local conform legii numărul 416/2001, modificată și complementată, care se vor realiza cu familie sau persoane singure solicitante și beneficiare de ajutor social și de persoane obligate la muncă în folosul comunității, conform ordonanței Guvernului numărul 55/2002, privind regimul juridic al sancțiunii prestării unor activități în folosul comunității în comuna Universității Bacău în anul 2020, inițiat de către primar și rapid din partea cu specialitate. Proiect numărul 3, proiect de hotărâre prin alegerea în funcție de viceprimar al comunei Universității Bacău, inițiat de o treime din numărul consilier în funcție. Cele trei puncte ale ordinii de zi se spune la vot. Cine este pregătit? Este cineva împotrivă? Domnul președinte, cu 12. Nu? Da, de fapt, s-a aprobat de cele trei puncte. Dau citire proiectul numărul 1. Proiectul trebuie privind aprobarea regimului de urgență la cotizația anuală la DISC, deoarece până acum trebuia să se plătească acei 6.000 de lei, 6.000 de lei plătim. Noi suntem într-o comună între 5.000 și 10.000 de locuitori care plătim 6.000 de lei. Ea trebuia plătit de la începutul anului, domnului Fiu nu l-a interesat, altele probleme. Suntem membri din asociații, trebuie să ne facem datorii. Cam atât, dar n-am ce să mai spun. Deci o cotizație anuală care nu o face noi, este impus în Consiliul de Administrație anului. Este într-o baremă de comune, cât și cât. Noi ne aflăm între 5.000 și 10.000 de locuitori și cotizăm 6.000 de lei. Așa e cum am privit anual. Comisiile. Comisiile. Favorabil. Și la comisia adăugată, s-a aprobat? Comisia numărul 3. Da, uite aici.
Doamna Ionescu Dana, Alin Butucaru și Călin Constantin. Deci Călin Constantin va fi pe partea Livez, Brăneasa și Orșa, și iar Butucaru va merge pe Joia, Poiana și Scândă, care se va ocupa pentru... Le-am dat în sarcină ce trebuie să facă, absolut tot ce se curță comuna și trebuie să facă. Și să-și facă orele absolut toate. Nu trebuie să fie corporat și ei. Da, sunt controlat de către noi, fiindcă ei au niște sarcini de făcut. Noi nu controlăm dacă vin sau nu vin la ei, îi controlează ei, iar noi controlăm ceea ce au făcut. Sunt de poșanțul, sunt de curățenie, sunt de făcut. Deci toți trebuie să-și facă ori. Fie destul de asta am încercat, fiindcă au spus și angajații că au fost terorizați, n-au putut să facă nimic din cauza lor, că spune că el răspunde și el face și el trebuie să facă. Asta a motivat pe timpul Sonichim, asta a motivat angajații. Deci n-am putut să lucrăm cu această persoană, fiindcă ne-a terorizat tot timpul. A spus că doar el comandă și el știe ce trebuie să facă. Dovadă că nu știți toată lumea și cred că toți cetățenii comuni. Nu ne-a mai văzut pe nimeni la ori, nu? Deci nimeni nu minte și nu. Deci erau votanții lor pe Facebook-uri, să rămână la mulți ani, să trăiți, dar nu trebuia să facă ori nimeni. Comisie de specialitate. Unul favorabil. Doi favorabili. Ei favorabil. Da, dacă aveți ceva de spus, nu știu. La lucrările astea care... La lucrările, dar nu știu. Poate știți ceva, mai trebuie făcut, interviu. Am o propunere pentru asta, domnul viceprimar. Ce vrea să vă spun? Tot timpul mi-a dus la cunoștință persoanele care se ocupă cu...
lucrează la curierea sau ceva de gen, sau persoane care poșta. Nu, nu sunt numerotate locuințele. Și o problemă mare la numerotare, la, la străzi. Da. La numele străzilor. Ar trebui să fie planul de urmă. E planul de urmă. Că se lucrează să dea de numele de toate străznici, să se dea și numele, numele sunt date, dar n-au fost construcții și au putere din noi construcții și iată să-i dă capă ce nume și iată să-i bunețează. Acum sunt creată și la intabulare și la cadastru, se intablează fotul, potențe, drumuri, absolut tot. Cadastru să mai face? Da, se face cadastru, acum lucrează pe drumul pentru primărie, ca să avem, să putem obține, obținem fonduri, dacă nu avem intabulat, nu avem ce să obținem. Chiar dacă îi facă toată. Dacă tot vedeți ce vreți fac pe curățenie din acela, vedeți în curbele astea, că va fi în banda la Priscoia acolo, la noi, spre Scăliga. Stufli pe margă, nu se vede nimic ce vine din deapșa. Sau atins vă câteva așa e pe și sunt și pe o așa pe partea dusă. La Brălea sau Sfântă? Da. Urmăriți curiți, voi luați să-i curiți, unde sunt curiți? Exact. Trebuia să încetăm să faci protecția muncii. Ei n-au protecția muncii. Trebuia aprobat în Consiliul Local măsura, în fața de planul de măsuri. Altfel nu puteam să-i facem la treabă, fiindcă sorii n-au să bage, fiindcă eu comand, eu... Dar nu, nu am protecția muncii, nu mai avem lucrul ăsta. Nu, dar noi trebuie să apropo planul de acțiune, după care să facem protecția muncii. E mai să-i dăm la treabă, de care îmi face. Eu nu puteam să-mi punem la treabă dacă nu avem. Ai corect, asta nu e mare lucru. Ce ți-a pus cu Consiliul Local. Dar puși, v-am zis, o marge la... Să pună tot sau bufetul la bufetul și dacă... Va fi urmărit, va da un sarcin la protecția mediului și a țării sociale. Ei va răspunde de activitatea lor. Iar noi nu sunt punem exact cum trebuie să își facă treaba. Și avem coate, tot treaba într-o bună. Avem ce face. Plus că mai sunt șanțe în fundare. Știm. Care se duc în loc de captarea protecției și se colmatează de timp. Exact. Se întrebăm de ce s-au poate. Așa că nu se așteptă dacă vede și facă tot mărul. Asta a fost conducerea care a fost până acum. Uite la părerea asta că vede din diavol, care ajunge ceva la creanță. S-au ridicat șanțul ăla la drum, ies apa, ies în... Ies să vine în drum, s-a fundat șanțul la nivel național. Vine apa pe asfalt, a duce până mără. Că-l vechitul măcar o dată pe lună, ia acolo cu bata și a încep și șanțul ăla. O să mergem acolo, la decembrie o să facem că am găsit și maxim ficare și bunul, am reușit să-l fac. I-am făcut cumpărat crucea cardale, că nu mai mergea 4 dată. Mașina utilitară nu mai da sculează, a străcat și... cilindru, așteptăm să mergem să vedem să ne facem treaba. Da, vedeți totuși, dacă faceți mașina, să nu se ridicați remnul ăla de la Ocol, care e donat pentru primărie, da, da. Ce pe să ne încurci toți pe aceștia cu ochii clasici. Da. Pentru dacă nu o duce am dat primele aici. Am dat. Da. Mai ce vreau să punem la vot? Cine este pe el? Nu ești pe ce vot de pe el, domnul președinte. Da, începem cu punctul numărul 3, e din nou alegerea viceprimarului, deoarece acesta gașcă, care din aceștia 3, care nu recunosc viceprimarul, tot fac sesizări de părțile, nu se conformează hotărârii instanței că au pierdut și nu pot să înțeleagă că au pierdut. Din cauza asta trebuie să ajungem să nu ne alegem cu viceprimarul, ordonul la tot decretul. Ei vor să blocheze toată instituția și toată comună. Nemai având ordonator de credit, blochează toată comună. Asta urmăresc ei. A ne bloca, să nu se mai facă nimic, să nu se finanțeze proiecte, absolut nimic, să se blocheze, să spună ce deștept era el ca blocat comună. Asta vreau să le spun. Atât îl duce mine. Atât duce mine. Atât duce pe sovietii mine. Să ne blocheze pe noi. Deci am înțeles că el a fost pus de către Consiliul Local și nu mai vrea Consiliul Local. Fiindcă este incompetent, că dacă era un om și lucra pentru cetățenii, era și un om funcțional, nu are nicio problemă. Nu știu, nu l-a deranjat nimic. Deci asta, omul urmărește să ne blocheze toată comuna, toată instituția, să blocheze tot. Și nu înțelegem că deja a pierdut două procese în instanță. Deci, am mai spus, nu are rost de vreo, să verifice portal, cine vrea din comună să verifice portalul în instanță, în contencios administrativ, la Bacău, și o să vadă exact. Da. Pentru cât avem proiectul de hotărâre privind alegerea în funcție de viceprimar al comunei de județul Bacău, o să vă rog să... Comisie de specialitate. Favorabil. 1 favorabil. 2 favorabil. Aceste condiții, o să vă rog să faceți propuneri pentru funcția de viceprimar al comunei.
Domnul Măcor. Spuneți. Domnul Garifoa. Propun pe domnul Garifoa. Mai este o propunere? Deci dacă nu mai este... Trecem la procedura de vot, de redactare. Votul va fi secret. Fiecare care vrea să votul, vă sută cu brața. Dăm o pauză până se face redactăm buletul. Domnul președinte de ședință, poți să vă arate buletinul de vot? Poți să vă explice tehnica votării. Deci, e trecut numele pe numele, domnul primar. Aș vrea acum la cameră ca să ne explicați și cetățenilor din ce cauză facem noi chestia asta tot timpul. Păi v-am spus, din cauza lui Sorin Nichim, fiindcă vrea să blocheze această comună, toată comuna, cei 5.000 de vedeți, să rămânem fără ordonator de credit, fără noi să fim blocăm tot, fără investiții, fără lucrări, să blocheze pe să arătă. Deci asta vrea. Deci din cauza asta se face. Ar trebui explicat cetățenilor ce înseamnă acele două zonuri cu ochiare. Nu știu ce hotărâri care s-au hotărâri. Avem două hotărâri, da? Deci... Una se referă la... Deci, ce să da? O hotărâri se referă la numărul 7, prin care a fost suspendat, deci dat, i s-a retras sprijinul politic, eliberat din funcție, iar a doua, numărul 11, este abrogată. Hotărârea prin care a fost pus în funcție ca viceprimar de către Consiliul Local, să se înțeleagă de către noi acești oameni care am participat la punerea lui. Nu a participat nici prefectura, nici cetățenii comunii, nici. Suntem aleși 15 consilieri din care ne punem viceprimar. În urma, nu este primar nimeni să se înțeleagă, este viceprimar și s-a delegat atribuție prin ordinul prefect. În urma ce s-a întâmplat la noi comună. Mare rog, primarul la noi comună a fost unul ales, s-a trebuit să ales doi sau trei primar. Până la următoarea lege, ne mergem în formula asta, 15 consilieri, unul dintre 15 consilieri va deține ordonatorul de credit, iar următorul va deține funcția de viceprimar. Nu, 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 persoana mea. Da. Deci așa. Deci de asta, domnul Sorin n-a înțeles că a pierdut în instanță două procese prin care le-a cerut suspendarea lor. I l-a respins. Se leagă doar de prefectură și spune că trebuie să ne punem prefectura. Nu, el n-a fost numit de prefectură aici când a fost numit viceprimar. Tot de către noi. Dar ce partea a urmărit la urmă președinte? Sorin Nichim. El a partit pe PSRO. PSRO. În care ei au ieșit un consilier jumate. Ca să se înțeleagă, au avut 180 de voturi. N-au nici un macar, n-au avut... Și el, el, la mare primar, consilier sau primar, mai cum poate să invoce faptul că el e cea mai bun candidat, viitor candidat PNR, când el îți are foarte cât de lume, doi voturi. El a avut 172 de voturi ca să fie primar comunei. Păi nu poate. Și atunci? E unul din cel mai slab votat din comună. Cel mai slab, deci nici n-a fost votat el. El a ieșit la redistribuire. A participat cu Nicușor Busuioc. Nicușor Busuioc a participat... Nicușor Busuioc? Că aia și ca ține votul. Dar nici de cum are el? Da, nici de... Alinea Busuioc, toți. Lasă, 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 nu mai contează asta. Nu mai contează. Aici nu facem un punct. Nu facem aici. Aici, grava, aici. Lasă, nu facem la nimeni. Deci aici a participat Nicușor Busuioc în calitate de primar. Prin care a înțeles că nu poate să stea alături de Nichim Sorin. Și s-a dat demisie. Ca să se înțeleagă. Și el a văzut ce perfect. Deci nu s-a stat, ei a venit cu băiatul ăsta, Talaban Alin, care l-a dus prin redistribuire și au doi consilieri, dar ei nu au votul nici măcar a doi consilieri. Dar au o majoritate de 12. Asta înseamnă aproape 2000 de voturi. Deci 2000 de voturi cu 170 lor, noi nu suntem consiliul local. El e consiliul local cu 170 de voturi, iar noi cu 2000 de voturi nu suntem consiliul local. Deci noi, ce ne vedem aici, avem undeva la 2000 de voturi. Să înțeleagă cu una, acești consilieri care suntem aici, avem aproximativ 2000 de voturi. În comparație cu 180 de voturi al lui. Nu al lui, nici el nu a candidat el. Dar lui Busuioc Nicolae, el n-a candidat. El n-a candidat la funcția de primar. Deci nu este stare. Nu știți dacă de care e dată, mă, suntem avertat. El nu știe ca și ta știe. Nu știi de aici, nu vă doresc tot, domnul. Dați-mi voi să spun și două cuvinte, pentru că deja începem să... Și în ciuc. Facem o altă rândă de votare, dar aș vedea să spun altfel.
Este a treia ședință ordinară. Nu, a treia ședință de Consiliu Local, în care discutăm aceeași problemă. Alegerea primarului și viceprimarului. Nu, alegerea viceprimarului. A viceprimarului. Eu am mai avut un apel și la ultima ședință. Și fac și acum. Aș face un apel la Prefectura Județului Bacău. Să nu ne mai chinuiască Consiliul Local de Vest. Să ne lese, să ne desfășurăm activitatea așa cum ne-au ales oamenii dintre noi. Prefectura nu participă la vot, la proces de vot. Este reprezentat cu nivelul în SRT. Tot ce se întâmplă în Consiliul Local, este în noi Consiliul Local. Dacă acum 3 ani jumate, conjunctura a făcut ca domnul Scorenitin să fie ales de o majoritate de consilieri, o funcție de viceprimar al comunei de Bereți, asta a fost o șansă lui de a își încerca noroc cu privire la felul cum va fi condusă primăria de Bereți, comuna de Bereți. După 3 ani jumate de moment ce a ocupat funcția, acest domn nu a reușit să facă un proiect de anvergură care să mulțumească în un fel, măcar o parte din cetățenii comunei de Bereți, care așteaptă de la noi mult mai mult decât s-a întâmplat practic. Deci, Consiliul Local, așa cum l-a votat, acum 3 ani jumate, așa e drept să spun. Nu a participat la procesul de vot ca un și un candidat la funcție de primar. Deci aici discutăm de un consilier din Consiliul Local care a fost propulsat, promovat, a fost votat pentru a ocupa această funcție de viceprimar. Noi nu suntem obligați să ținem 4 ani de zile într-un mandat, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că funcția de viceprimar este una politică. Deci viceprimarul este ales de rândul consilierilor. Oricând un consilier local poate fi propulsat la funcție de viceprimar sau poate de la fapt. Dacă performanța nu și-o dovedește prin fapte. Nu a dovedit cu performanță, eu nu știu ce relație are acest domn la nivel de județ. Însă, hărțuirea asta a Consiliului Local de 3-4 zile în nu este una corectă și dacă cineva în președință undeva spunea că nicăieri în România nu s-a întâmplat să se bucură la Dumnezeu, chiar așa și este, să știți. Nu știu de ce acest domn primește atâta atâta sprijin din partea unui partid politic, care nu vreau să dea nume, deoarece acest individ nici măcar n-a participat pe listele unui partid mare cu partid PRL-ul, destul din PSR-ul. Astăzi nu știu dacă mare partid. Asta este un motiv pentru care noi de fiecare dată suntem nevoiți și toți să luăm atitudine în față de recomandările prefecturii și de fiecare dată să încercăm să venim să contrabandăm, cum să spune, aceste recomandări prin hotărâri de consiliu prin care să ne punem în funcție pe cei care construiesc local și îi dorește să ia grava la toată. Noi nu spunem că suntem cei mai buni sau cei mai răi, dar deocamdată așa a ales consiliul și așa trebuie să mergem în continuare, cel puțin până la alegeri locale. Și pe bună dreptate vreau să vă spun că într-un timp destul de scurt, o să mă repet, am început să mișcăm ceva în comuna de Bereți. Și mă refer iar la podul de la Orșa, podul de pe Bărăneasa, cel de Civic, credința de la Bereți care a început de așa, a început-o împreună cu noi, pentru că noi suntem consiliul local, și un lucru foarte important care afectează foarte multă populație, găsirea unei surse de alimentare cu apă, care să satisfacă într-o oarecare măsură consumatorii de apă, pentru că a dat Dumnezeu și se ieși la asta acum, și oamenii, o parte din oameni nu înțeleg că udatul în seră, în grădină, afectează mare majoritate a consumatorilor de apă, pentru că nefiind suficient apă nici în sol, poate, sau nefiind suficient de pompe care să împingă apa în casă, care se apă, uitați, apare o nemulțumire din mult. Făcută de ani de zile. Asta e motivul pentru care am vrut să spun că am fost câteva părinte, ca oamenii să înțeleagă că, de fapt, nemulțumirea noastră se rezumă la felul cu cei care ne-au condus.
au făcut performanța de a nu face performanță. Deci nu a realizat mai lucru și pentru asta, din această cauză, cu concursul prefecturii, suntem nevoiți ca în fiecare ședință să mai votăm o dată, primar, viceprimar, pentru că așa dorește cineva de sus. Da. Aveți ce-am spus sau nu? Atât. Dacă nu cineva de adăugat ceva, de mai spus ceva, dacă nu trecem la procedura de vot. Da. Domnul președinte, domnul președinte v-a arătat cum arată procedura de vot. Urna alfabetică, da, domnul Ani. Urna aici. Urna. Da. Îi slujesc ei așa la partid. Nu? Da, mă. Nu.
Eu cunosc un partid care zile m-a judecat cu PNL. Eu nu partid cu nimeni. Nu poate arăta după mine. Nu știu, până să votăm un om care... Dar partidul sau... Aia de sus de acolo, dacă trebuie să se sizeze atunci când au mărit taxă și impozit, domnul Sulciu, mai țineți minte? La propunerea domnului primar Solimichi. A mărit taxă și impozit. Și noi, ăștia, cum asta a fost, am respins. Am respins acest proiect. De ce n-ați sărit atunci la partid? Bă, trebuie să pun jocul de acolo. Păi, timp Solimichi. Nu. Păi, ca să nu fie atunci. Nu mai jocul, da? Asta se dă dovadă că oamenii nu lucra pentru interesul cetățeanului, dar lucra pentru interese personale. Dar ești stabilă? Oricum o să ne zic asta, nu o să rămână așa. Nu o să fiu. O să-i pune pe mod pe lucruri, să te-a dat la fiecare cu un bar. Lasă-l să-i spun. Mi-a dat foarte mult din casă. Este primul vot. Să vadă într-adevăr, să vadă într-adevăr, cum s-a făcut în lungul Nicolae. Acești patru ani. Ca să știi de pe mine. Vezi că trag eu pe nu adevărat, dar s-a făcut bine. Eu vă spune că vă dă rău că nu ca și vorbeam de zbate de jos. Da, tu. Da, i-am spus. Da, tu. Păi, dar mai pe asta, să nu știu. Păi, dar ești de timp. Dorinia. Vă voi, tot am dat. Da. Normal că am un atac să vreau. Da, 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 Nu, 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 nu,
Dar nu te așa că să lăsăm oamenii să facă treaba, pentru că nu are cum ții, nu mai nici, dar să facă. Fără intimidat sau fără nimic, vă stați toate să facă. Da, eu am să mă s-au înregistrat 12 voturi pentru alegerea domnului Coacă Vasile Gabic în funcția de viceprimar al Comunei Livesti. Și care s-a delegat atribuțiile de primar? Căruia ei s-au fost atribuțiile. Dacă e o donată unui credit. Cele 3 voturi nule au fost ale persoanelor care au fost ședință. Domnul Chim Sorin, domnul Nicolae și Talaman Ali. Deci domnul viceprimar, domnul Coacă Vasile Gabic, a fost ales prin vot secret cu 12 voturi. Da. Eu nu mai dau. Hai ceva, fă-mi dau.